În primul meci din finala Ligii 1 la Futsal Autoberg, Modena a învins pe teren propriu cu scorul de 4-2 pe United Galați. Nu trecuseră nici 10 secunde de la începutul partidei când devenea au deschis scorul prin Toni Iniehoasa. Apoi gălățenii au echilibrat jocul și au egalat în minutul 5 prin Matei Boșneagă. A urmat o perioadă fără goluri, dar cu un joc plăcut, iar ultimele două minute ale primei reprize au fost incendiare. Tamaș Cușmodi a reușit o dublă pentru Auto Bergamo, gălățenii au redus din handicap prin Robert Crișan, Cristi Matei a reușit un penalti pentru gazde, iar Deva a intrat la cabine cu 3-2. În mitanul secund, Coacea Cușmodi a mărit avansul gazdelor în minutul 25, iar gălățenii nu au mai reușit să înscrie, chiar dacă în ultimul minut au beneficiat de un penalti ratat de pe Ledo Santos. Astfel, Deva a câștigat primul meci al finalei, care se dispută în sistemul cel mai bun din 5 jocuri și nu concepe să nu câștige campionatul, marea nemulțumire a gazdelor după partidă fiind maniera de arbitraj a brigăzii formate din Ieșanul Vlad Ciobanu și brașoveanul Liviu Dârjanu. Băieții cred că merită felicitările, au făcut un meci exact cum trebuie să fac într-o finală, mă bucur că au prins încredere în ei, mă bucur că au muncit, s-au dăruit, păcat de arbitrajul ăsta care face atmosfera mai puțin plăcută pentru finală, dar important e că ei au rămas concentrați și au jucat din minutul 1 până minutul 40 cu sufletul, cum le spun de obicei, că când jucăm cu sufletul putem să facem minuni. Nu s-a câștigat absolut nimic, mâine e un nou joc, se poate întâmpla orice, pe lângă astea mai avem două jocuri la Galați. Se joacă, a fost un spectacol futsalistic pe măsură și sper ca să nu mai intervină arbitrajul ăsta să strice spectacolul. Că trebuie să promovăm acest sport minunat, nu să facem să creadă oamenii că noi devenim suntem răi. Nu suntem răi, dar altfel se vede când ești la fața locului și altfel se vede la televizor. Pe ansamblu sunt fericit, dar prea puțin, pentru că trebuie să merg să fac o vizionare, că mâine avem din nou joc și sper să rămână la fel de băieți de concentrat și nu, sper că eu cred că rămân pentru că își doresc. Că nu mă interesează cum se termină, important e să ieșim campioni. Va fi greu, dar suntem pregătiți și motivați în același timp. Meciul al doilea al finalei se joacă tot la Sala Sporturilor din Deva în această seară de la ora 18, iar gălățenii care au făcut și ei ceva trimiteri către arbitraj speră să obțină un rezultat mai bun. Ne-am așteptat un meci echilibrat, din păcate ei au fost cu golurile, noi cu ratările astăzi. Am ratat foarte mult, nepermis de mult și, din păcate, niște goluri copilărești. Dar asta e, ne odihnim și mâine o luăm de la capăt. Au fost cântei provocate de alții, dar eu zic că jucătorii, antrenorii au fost fair play, până la urmă e normal să ne agităm, pentru că e finală și sper mâine să fie un spectacol și să fie alt rezultat. 100% o să fie o finală lungă și sperăm mâine să plecăm și cu o victorie. Meciul 3 este programat la Galați pentru 9 mai de la ora 20. Dacă va fi nevoie, meciul 4 se va juca tot la Galați pe 10 mai de la ora 19. În caz de partidă decisivă, aceasta se va juca la Deva pe 14 mai, conform site-ului oficial al Federației.